Victoria în alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova a Partidului Acțiune și Solidaritate a stârnit o bucurie imensă în întreaga Republică Moldova și a determinat acțiuni care arată cât de profund trăiesc momentele frații noștri de peste Prut. Un exemplu de o astfel de trăire spirituală ne vine din comuna Costești, raionul Ialoveni, Republica Moldova, acolo unde, la câteva ore de la anunțarea rezultatelor, a fost inaugurată moara de vânt de la complexul turistic Costești, unde administrator este domnul Gheorghe Deaconu, un prieten remarcabil al județului Vaslui, moară la care, spun componenții ansamblului folcloric Haiducii din Costești, se macină spiritualitate și simțire românească. Gheorghe Deaconu, patronul complexului turistic Costești, ne-a precizat că spectacolul de excepție a fost un moment spiritual organizat sub genericul 4P, adică dedicat în exclusivitate 1. Victoriei în alegerea PAS, 2. Zilei pescarilor, 3. Zilei Sfântului Petru și 4. Zilei Sfântului Pavel, sfinți care au fost sărbătoriți ieri în Republica Moldova. Sărbătorim 4 pe Petru, Pavel, Pas și pescarii și darea în exploatare acestei mori care produce cultură și dragoste de neam. Hey, 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 hey.
Pentru cei care doresc să ajungă în acest paradis al spiritualității românești din stânga Prutului, să mai spunem că în comuna Costești se poate ajunge de la Ialoveni pe o cale rutieră care măsoară 10 km. Felicitări pentru momentul folcloric deosebit domnului Gheorghe Diaconu și ansamblului Haiducii din Costești, în componența artiștilor Gheorghe Matei, conducător artistic al ansamblului, Tudor Grigoriță, Emilian Nartea, Ion Sârghe și Gheorghe Irimei.